Astăzi v-am pregătit un interviu, un videoclip foarte special pentru voi cu un autor și traducător român. A tradus Harry Potter și Prințul Semisânge, a scris seria Olguța și deja vă imaginați cine este. Îl am alături de mine pe Alex Moldovan. Oh, salut! Te aud. Mă auzi bine? Da, vă aud. Bună ziua, mă numesc Gabriel, am 15 ani și vreau să vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat acest interviu și pentru tot ceea ce faceți pentru copii cu traducerile și cărțile pe care le-ați scris. Și vreau ca în acest interviu să aflăm mai multe lucruri despre dumneavoastră, eu și ceilalți fani ai dumneavoastră. Și aș vrea să încep prin a vă întreba cum a început totul, de unde a venit inspirația și ce v-a făcut să scrieți Olguța? Mersi mult de invitație, mă bucur mult să stăm astăzi de vorbă și să discutăm despre cărți ce citit. Olguța a fost în momentul în care editura Artur a inițiat un concurs de manuscrise, Trofeul Artur, la care am participat și eu. Asta era prin 2014, dacă nu mă înșel. Și el a fost momentul în care am terminat cartea, de fapt. Eu începusem cu 2 ani mai repede, prin 2012. Și aveam ideea asta foarte fixă de a publica o carte pentru copii, editura Artur. În perioada aceea era deosebit de greu pentru un autor român să publice o carte pentru copii în România. Așa că m-am bucurat cumva de ocazia asta și am profitat de ea. Ăla a fost momentul în care am început să scriu și a fost momentul în care mi-am dat seama că asta vreau să fac cu adevărat. Mai voiam să vă întreb dacă a fost greu să vă puneți în locul unei fete să scrieți din perspectiva ei. Nu a fost ușor, adică asta a fost o provocare pe care mi-am lansat-o eu cumva, pe lângă provocarea de a scrie o carte. Și mi s-a părut că e tocmai mai greu puțin, mai dificil pentru mine să fac lucrul ăsta. Și ăsta e și motivul pentru care am făcut-o cumva. Mi-am dat seama că am nevoie de ceva mai mult ca să pornesc pe drumul ăsta pentru a scrie o carte. Și mi s-a părut interesant să o pun în pielea alte persoane. Scriitorii fac asta tot timpul, de fapt. Mă rog, prisma personajelor pe care le creează, să trăiască sentimentele, să gândească gândurile altor persoane decât sunt ei. Iar faptul că personajul meu principal era o fată, nu un băiat de vârstă, mă rog, adolescentă, mi s-a părut că s-ar putea să mă ajute, tocmai pentru că era o perspectivă nouă, cea din care scriam. Da, am observat foarte multe asemănări între dumneavoastră și personaj, adică îi place Clujul, am observat că îi place și pizza, dacă nu mă înșel. Din diferite interviuri, am observat că toate aceste asemănări, toate aceste asemănări v-au ajutat pe dumneavoastră să creați personajul și voiam să vă întreb dacă este Olguța inspirată de dumneavoastră, de copilăria dumneavoastră. Observație foarte bună. Da, Olguța e inspirată nu neapărat de copilăria mea, ci de mine, cel care sunt în momentul în care scriu la cărțile astea. Adică foarte multe dintre ideile și foarte multe dintre sentimentele pe care le are Olguța sunt sentimentele și ideile mele. Nu seamănă neapărat cu ceea ce am trăit eu în copilărie, pentru că am avut o copilărie destul de liniștită. Și nici nu-mi dau seama dacă mi-aș plăcut să fie atât de încărcată de întâmplări cum e cea a Olguței. Dar personajul real de la care am pornit sunt într-adevăr eu. Pentru că mi s-a părut mult mai ușor să pornesc de la niște chestii pe care le știam, cum ar fi propria persoană. Mi-a plăcut foarte mult seria și mie și prietenilor mei și suntem foarte curioși, asta nu e doar întrebarea mea, este a noastră și voiam să vă întreb dacă apare și volumul 4. Sper. Adică așa am încheiat cumva volumul 3 în coadă de pește, tăindu-l capitolul la jumătate de fapt, ca să las loc pentru un volum al patrulea, doar că nu va apărea în viitorul imediat, va apărea doar la anul. Pentru că în momentul ăsta lucrez la alte două cărți, cel puțin două cărți, care e posibil să apară până atunci și cred că în a doua jumătate a anului voi începe să lucrez la volumul 4. Și sper, evident, să îl termin cât mai repede să poată apărea.
Pentru că și eu sunt curios ce se întâmplă în continuare, încă nu știu nici eu exact ce va conține, cum se va numi sau ce culoare va avea coperta, dar sunt sigur că lucrurile astea se vor rezolva pe parcurs. Puteți să ne dezvăluiți unul dintre titluri? Nu, pentru că nici eu nu știu. Habar n-am ce urmează. Deocamdată am luat o pauză. Mi s-a părut că e mai potrivit așa să mă rup un pic de personajul ăsta și să lucrez la alte cărți, ca să se lămurească puțin lucrurile și în mintea mea. La următoarea întrebare, deși mă aștept la un răspuns, vreau să vă întreb ce vă doreați să deveniți când erați mic? Nu mi-am dorit să devin foarte multe, mă rog, să îmbrățișez foarte multe meserii. A existat un moment în care chiar mi-am dorit să fiu scriitor. Doar că părea așa foarte îndepărtată ideea asta și foarte puțin probabilă. Asta era prin clasa a doua sau a treia și o perioadă destul de lungă nu m-am mai gândit la ce anume aș putea deveni, scriitor sau altceva. Mi-am dat seama destul de târziu că vreau să lucrez într-un domeniu care are de-a face cu scrisul, cu cărțile, așa că am devenit prima dată traducător. Acum vreo 15 sau mai mulți ani am început să traduc. Și am tradus până în prezent, nu știu, cred că peste 70 de cărți. Eu traduc din engleză și asta e jobul meu principal. Partea cu scrisul e ulterior și e un fel de hobby, dacă vrei. Așa că pot să zic că da, mi-am dorit cumva, dar nu... Ar trebui să treacă foarte mult timp până ca visul meu să devină realitate. Că tot a venit vorba de hobby, voiam să vă întreb ce pasiuni aveați atunci și ce pasiuni aveți în prezent. Pasiunile mele de atunci erau destul de puține, adică îmi plăcea foarte mult să citesc, asta era pasiunea mea principală și plăcea sigur să mă joc și cu prietenii, cu colegii, să ies afară prin cartier, să bate mingea spatele blocului. Dar cititul era principala mea pasiune și cred că asta a rămas principala mea pasiune și în ziua de azi. Adică astăzi îmi place foarte mult să citesc, îmi place și mai mult să scriu, îmi place mult să ascult muzică și iarăși să mă întâlnesc cu prietenii și îmi place să joc ping-pong. Mai voiam să vă întreb despre tradus. Cum a început totul? Care a fost primul pas? Primul pas a fost destul de interesant. Am început să traduc prima carte în momentul în care am vrut să o citesc în română și nu am găsit-o nicăieri. Că nu era nici în librării, nici în anticariate și m-am enervat un pic și am făcut rost de textul în engleză și am început să traduc. Era vorba de o carte, de un poem, de fapt o carte de poezie, Wasteland, de T.S. Eliot. Și mi-am dat seama că vreau neapărat să traduc chestia, să o citesc. Iar în momentul în care am terminat de tradus cartea, am realizat că s-ar putea bucura și alții de traducerea asta, așa că am trimis-o către o editură, editura Paralela 45, care publica poezie. Vorbim de 2004, cred, 2005, habar n-am ceva de genul ăsta, adică acum foarte mult timp. Și lor le-a plăcut textul meu, le-a plăcut traducerea, am mai discutat un pic cu redactorii, am mai lucrat pe aici, pe acolo textul și l-a publicat. Și m-am bucurat cumva că am început cu textul ăsta, pentru că era un text destul de dificil. Și cred că m-a ajutat să lucrez la așa ceva în perioada de început, pentru că mi-am dat seama ce înseamnă de fapt meseria asta și cât de grea poate fi. Dar am continuat totuși să o practic. Aveți o carte preferată pe care ați tradus-o? Hai, cred că îmi place volumul 6 din Harry Potter. Îmi place foarte mult seria asta. Așa că asta cred că e pe în top 3 preferințe din ceea ce privește cărțile pe care le-am traduit până acum. Știu cum funcționează scrisul și m-am documentat foarte mult pentru că și eu voiam să public o carte și eram interesat să vă întreb cum funcționează tradusul. O meserie foarte, foarte dificilă. Adică trebuie să stai pur și simplu tu cu o foaie de hârtie sau cu un laptop la care scrii și să petreci foarte, foarte multe ore nemișcat, gândindu-te, căutând cuvinte, căutând soluții pentru problemele care apar întotdeauna atunci când traduci ceva
Și nu toată lumea e potrivită pentru așa ceva, adică se trebuie foarte multă răbdare. Știi oameni care fac chestia asta de o viață și care sunt pregătiți cumva, sunt născuți, dacă vrei, pentru jobul ăsta. Eu sunt parțial împăcat cu traducerea, în sensul că am nevoie de un pic de diversitate, așa că în momentul în care am început să și scriu, am avut parte de diversitatea asta, pentru că am putut jongla între scris și citit. Desemnat editura Arthur pentru a traduce Harry Potter și Prințul Semisânge. Da, traducerile, comenzile de traducere vin aproape întotdeauna de la editură. Și, na, Arthur este o editură foarte mare și, din fericire, are mereu ceva de tradus. Eu colaborez cu ei de vreo 10 ani, pentru că am tradus, nu știu, peste 30 de cărți pentru editura Arthur. Și, da, ei au fost cei care m-au rugat să traduc și Harry Potter. Deja existau traduse, nu mai știu câte, 3 sau 4 volume, se lucra la al cincelea. Și am primit un mail în care mi-a spus, uite, vrei să traduci Harry Potter, ești de acord? Și am stat un pic pe gânduri, n-am spus da din prima secundă, tocmai pentru că îmi place foarte mult cartea asta și știam ce presiune mare va fi din partea fanilor, care vor fi până la urmă mai mult sau mai puțin mulțumiți de noua traducere. Pentru că există două tabere aici, cei fanii primei traduceri, ce a apărut la editura Egmont, și fanii traducerii de la editura Arthur. Vă place mai mult să traduceți sau să scrieți? Îmi place să traduc, dar îmi place mai mult să scriu, pentru că este un pic mai interesant, un pic mai creativ să spui mintea la încercare cu scrisul. Ați făcut un interviu anul trecut, dacă țin bine minte, cu o fetiță tot așa online și aseară am văzut videoclipul și mi-a venit această întrebare, pentru că acea fată v-a întrebat dacă se poate trăi din scris, și ați spus că nu, cel puțin în România, și voiam să vă întreb dacă din literatură se poate trăi în România. Tot ce faceți Nu se dumneavoastră și... poate. Da, nu se poate trăi, din păcate, din scris. E nevoie să ai cel puțin două joburi ca să poți asigura traiul. Și toată partea asta cu literatura rămâne cumva la un nivel de hobby. Chiar dacă îmi petrec destul de mult timp scriind, asta o fac cu sacrificiu, adică rămâne foarte mult, foarte puțin timp pentru alte lucruri pe care le-aș putea face. Dar jobul meu principal este cel de traducător. Adică cea mai mare parte a timpului, cea mai mare parte a zilei, mi-o dedic traducerilor. Sesizat că și dumneavoastră și Olguței vă place foarte mult Clujul. Și voiam să vă întreb cam cât de mult vă place și de ce. Pentru că e oraș frumos și pentru că e orașul în care m-am născut eu și în care am trăit toată viața. A fost singurul oraș în care am locuit până acum. Și eu știu destul de bine, adică am bătut toate străduțele și pietrele foarte mulți ani, pentru că îmi place mult să mă plimb prin el. Așa că mi s-a părut cumva normal să scriu despre un oraș pe care îl cunosc bine și care îmi place. Și mă bucur mult că am introdus cumva elementul ăsta de oraș contemporan în carte și n-am plasat acțiunea într-un spațiu de ăsta difuz, așa, în care nu știe nimeni de unde ești și cum ești. Pentru că nu prea existau cărți care se petreacă în momentul în care am scris eu, cărți care se cărți pentru copii care se petrec în România. Așa că am intenționat am introdus cât mai multe elemente ușor de identificat, cum ar fi nume de străzi, de piețe, de orașe și așa mai departe. Mi s-a părut că contribuie cumva la apropierea textului de, mă rog, de public, de cititori. Tot în interviul de care am vorbit mai devreme, ați spus dumneavoastră, sau nu știu dacă s-a înțeles bine, dar aveți copil? Câți ani are? Ne puteți spune numele? Da, îl cheamă tot Alex, ca pe mine. Și voiam să vă întreb dacă îi place ceea ce faceți sau dacă ar vrea să urmeze același drum. Dacă îi place Harry Potter, de exemplu. Că, dar a văzut filmele și probabil că și-ar dori cumva, pentru că mă vede pe mine lucrând aici, să devină și el, să lucreze undeva în zona asta, să scrie, să traducă. Dar eu zic că e un pic amic de fiecare dată ca să se gândească la lucruri de astea și eu n-am de gând în niciun caz să încerc să-l conving să facă asta sau altceva.
O să las pe el să hotărască singur lucrul ăsta când mai crește un pic. Știu că deciziile în a scrie o carte rămân stabilite după ce ai publicat-o și după ce ați publicat-o și nu mai puteți schimba nimic. Și voiam să vă întreb cât de mulțumiți sunteți și dacă ați mai schimbat ceva la text sau... Mulțumit, dar nu foarte mulțumit. Ai schimbat cu siguranță foarte multe lucruri. De fiecare dată când deschid propriile cărți, am așa un sentiment de jenă, cumva, când dau seama că așa le-aș fi putut face, le-aș fi putut scrie poate mai bine și încerc să evit să fac asta. Încerc să nu mă concentrez pe trecut, pe cărțile scrise, ci pe cărțile pe care urmează să le scriu. Puteți trimite cărțile și la edituri străine pentru a fi publicate? Da, se face chestia asta și chiar de curând a apărut o traducere a Olguței în Macedonia de Nord. Chiar săptămâna trecută am primit o poză cu coperta cărții și sunt foarte curios să văd așa, să primești o carte Stella la un moment dat, să văd cum arată. Și mi-ar plăcea sigur că da, să fie tradusă Olguța în cât mai multe limbi, doar că lucrurile se durează destul de mult. Și poate să sper că se va întâmpla la un moment dat ca Olguța să fie tradusă în cât mai multe limbi. Este o carte foarte populară printre copii și voiam să vă întreb dacă se bucură de succesul pe care îl merită, din punctul dumneavoastră de vedere. Asta numai cititorii vă spun, adică am avut reacții foarte pozitive la cărțile astea, la volumele Colguța, dar numai cititorii pot spune dacă succesul pe care îl are chiar are o bază în realitate și cartea este într-adevăr o carte bună. Dar e o carte într-adevăr destul de populară, dau seama de lucrul ăsta după mesajele, după numărul de mesaje pe care le primesc. Și na, mă bucură foarte mult să văd că o carte sau niște cărți, de fapt, pe care le-am scris eu, ajung la cine trebuie, ajung la cititori care chiar le citesc și le apreciază. E o senzație foarte, 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 foarte mișto. Am vorbit de cele două edituri, editura Arthur și Egmont, care au publicat Harry Potter în două variante de traduceri și voiam să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere care traducere este mai bună la Prințul Semisânge. Ce să zic, am dat. Cum să nu? N-am ce să... Bine, aș putea să zic altceva pentru că am făcut-o eu. Dar, na, iarăși, discuțiile sunt lungi aici și complicate și au fost și la apariția cărții. Au fost foarte multe discuții legate de alegerea titlului. Deși nu eu sunt cel care a ales titlul, ci editura, fiindcă personajul a apărut deja la niște volume anterioare și lucrurile astea se stabilesc de obicei la începutul fiecarei serii. Adică numele personajelor sunt traduse sau, mă rog, gândite la început și... Eu am primit deja numele, nu l-am inventat eu. Și mie îmi place tot noua traducere. Știu că în vechea traducere de la Egmont, Ioana Epureanu, traducătoarea, a tradus până și numele personajelor, așa cum ați zis dumneavoastră. Așa și, e. Nu scria niciodată nicio frază lui Hermione, spunea Hermionei. Voiam să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că a făcut o treabă bună Ioana Epureanu. Mai sincer, eu am citit traducerea asta acum foarte, foarte multă vreme și nu am recitit-o de curând. Am citit-o, de fapt, chiar când a apărut Harry Potter în România și da, avea niște soluții foarte interesante, doar că prea pe alocuri, din câte știu, erau niște inconsecvențe și niște problema cu numele de care spuneai tu și am impresia că a fost făcută destul de pe grabă traducerea pentru că trebuia să apară foarte rapid volumele. Dar nu am ediția aia în casă și nu am răsfoit-o de mult ca să fac o comparație. Eu știu traducătorii, cunosc pe traducătorii care au lucrat la ediția de la Artu și știu că sunt niște traducători excepționali, mult mai buni decât mine. Mă rog, Florin Bican, Radu Paraschivescu sunt niște nume mari în lumea traducerilor și cumva sunt convins că traducerea de la Arthur este superioară. Dar, din nou, o să las cititorii să hotărască lucrul ăsta, nu,
nu să mă pronunț mai mult de atât, pentru că n-ar fi ok, adică eu sunt direct implicat. Și sunt foarte subiectiv, evident. Mulți oameni spun că la noi în România nu se citește și dumneavoastră ați negat acest lucru. Și de fapt ați spus că nu e chiar așa. Și voiam să vă întreb care ar fi soluția pentru a face copiii din România să iubească mai mult cititul. Cred că se citește în România, cel puțin copiii citesc, nu știu exact cu adulții, dar copiii mi se pare că citesc pentru că știu exact care e reacția și care sunt discuțiile pe care le port eu cu ei când ne întâlnim, fie live, fie online, fie face-to-face. Și sunt foarte, foarte mulți copii care citesc, care citesc mult și care citesc cărți ok. Așa că nu cred că se citea acum 30 sau 40 de ani mai mult. Am trăit vremurile și știu exact cum era. Doar că, într-adevăr, există, mă rog, foarte multe alte tentații și sigur că mi-ar plăcea ca copiii și oameni în general să citească mai mult. Dar acum există mult mai multe tentații pentru toți față de perioada în care am crescut eu. Adică atunci nu existau telefoane mobile, nu exista internet, nu exista program la televizor. Și singurele două chestii pe care le puteai face ca copil era să citești sau să te joci. Și era mult mai simplu să alegi cititul. Și e foarte posibil ca, dacă aș fi crescut și eu un pic mai recent, dacă m-aș fi născut cu 30 de ani mai târziu, să nu fi început să citesc. Să-mi fi ocupat mintea cu alte lucruri și să nu ajung să-mi placă cititul. Se potrivește Olguța din ilustrații cu cea pe care v-ați imaginat-o dumneavoastră? Se potrivește, dar nu în totalitate. Adică nici nu m-am gândit foarte mult. Adică i-am pus niște caracteristici, niște trăsături acolo în carte. Dar mi s-a părut cel mai bine să las pe ilustrator să o gândească și să o deseneze așa cum simte el personajul. Pentru că asta va adăuga puțină diversitate cărții. Nu, am încercat să las pe el să gândească tot ce ține de ilustrație. Sigur că am făcut și eu niște sugestii legate de momentele pe care să le ilustreze, dar na, în general e creația lui și îmi place foarte mult felul în care a ieșit. Olguța și un bunic de milioane. Știu că tot în celălalt interviu cu acea fată a spus că și-a imaginat-o pe Olguța ca fiind o fată de la țară și eu mi-am imaginat-o la fel din cauza ilustrațiilor și acele ilustrații îmi dau așa senzația că sunt inspirate din folclorul românesc și eu mi-am imaginat prima dată când am auzit titlul, am crezut că Olguța are un bunic foarte minunat și povestește despre el. Adică un bunic de milioane la propriu, la figurat, nu la propriu. Și voiam să vă întreb de ce Olguța și un bunic de milioane? Titlul. Tocmai pentru că creează niște false așteptări, se joacă cumva cu așteptările publicului. E o poveste interesantă aici. De obicei, titlul unei cărți vine pe la jumătatea cărții sau către final. La Olguța și un bunic de milioane, cred că am avut titlul la început, adică mi-a venit la un moment dat în minte, pur și simplu așa, nu știu de unde, și aveam un titlu, Olguța și un bunic de milioane și nu știam cine e acea Olguța și ce e cu bunicul de milioane. Așa că am început să descoper și eu să mă gândesc ce aș putea scrie. La celelalte volume, sigur, titlul a venit doar la sfârșit și nu există o rețetă în privința asta, dar Olguța, oricum, este unul dintre numele mele preferate. Și asta e și motivul pentru care am ales să folosesc acest nume și nu altele pentru personajul principal. Știu că la mulți autori a durat ani de zile să scrie o carte și voiam să vă întreb dacă dumneavoastră ați stat, de fapt, cât timp a durat să scrieți fiecare dintre volume? Primul volum a scris cam 2 ani, aproape 2 ani, pentru că era primul volum și nu știam exact cum se scrie o carte. Nu știam care sunt pașii și a trebuit să învăț din mers.
și în plus aveam sigur și jobul de traducător care mă ocupa foarte mult timp, dar volumele 2 și 3 le-am scris în perioade mai scurte, adică volumul 2 l-am scris într-un an și volumul 3 l-am scris în 7 sau 2. Volumul 4 nu știu în cât timp îl voi scrie, mi-a plăcut să scriu cât mai repede, dar habar n-am când și cum se va întâmpla asta. Sper că am reușit să învăț totuși cât de cât cum se scrie o carte până acum și să grăbesc puțin lucrurile. Cam acestea au fost întrebările. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat și mă simt onorat că am avut onoarea să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Mă bucur că îmi place foarte mult seria. Aș fi foarte bucuros să citești și celelalte volume. Sper să continuați și să faceți o treabă bună în continuare. Și vă mulțumesc pentru că ați participat. Mersi, fain. O zi faină. Mulțumesc la fel. Bună ziua. Salut. Acestui clip. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați urmărit videoclipul până la final. Cred că ați observat și voi că m-am încurcat pe alocuri și m-am bâlbâit. Să știți că îmi cer scuze și îi mulțumesc foarte mult domnule autor pentru timpul acordat. Vreau să vă anunț că va mai apărea un videoclip, tot un interviu cu Adina Popescu pe acest canal. Trebuie neapărat să-l urmăriți și pe acela dacă v-a plăcut acesta. Și să citiți seria Olguța, pentru că merită, credeți-mă, chiar merită. Doar încercați și vă spun că o să fiți mulțumiți. Cam atât cu acest clip. Ne vedem data viitoare cu interviul cu Adina Popescu și... vedere!